Minim 5 sfaturi pentru social media în 2021. Avem un speaker invitat care vi le va prezenta. Este vorba despre Dumitru Talmazan. În aplauzele dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Da, un clicker sau să schimbi cineva, da? Și muzică tristă când eu vorbească. Eu imaginez că vă tare greu să vă fie să ascultați acum, după emoțiile care le-ați trăit la discernare și mâncare, am început să pui pe masă, все против меня, cum orice. Dar când am primit invitația să vorbesc despre social media, am zis că ai 5 idei, foarte repede, cine o prinde ceva, bănuiesc că noi aici suntem la diferite nivele de marketing, de business, de promovare, deci cineva spune, ei, asta eu știu, altul spune, dar și asta, nu vă speriați, după și cum mandați acolo acoperiș, treceți la mine și facem reclamă, tătă și ghine. Așa că azi, dacă o să vedeți câte ceva o să adaug acolo sus, mi-mi spune Dumitru Talmazan, sunt certificat Facebook Moldova, speaker internațional care activează în domeniul social media de 6 ani. Acestea sunt proiectele la care eu prezint direcția de Facebook comunicare, digital comunicare, companiile care le administrez și în baza cărora azi o să vă povestesc acele 3-4 idei pe măsura comunicării social media. 6 ani de activitate, 200 de companii care promovăm anual cu ASAP Digital Team, 2000 de absolvenți la școala noastră, probabil cineva din angajați de aici, ori participanți, chiar sunt peste 30.000 de participanți și bugetul de promovare în Facebook, Instagram, de la 300.000 de euro anual. Azi o să vă spun probabil nu ce ne așteaptă în 2021, dar poate ce n-am făcut în 2020 și n-ar strica să avem în vedere în 2021. Am numit așa 5 soluții pentru antreprenori. Deci, prima idee cu care ați putea să reveniți sau să veniți la departamentul vostru de social media, la partea asta de comunicare social media, este ca să ne concentrăm foarte, foarte tare. Pentru că noi avem o problemă, avem diferite rețele sociale. Cine are adnăclasnici? Haideți că nu vă și rușine. Asta nu e rușine, în primul rând, să ai adnăclasnici. Asta e normal, da? Sunt foarte multe, dar cine n-are TikTok? Asta cine are adnăclasnici, n-are TikTok. Eu să înțeleg că mâinile cam așa s-au ridicat. Fișca la tătă treaba asta este că dacă să te uiți așa peste gard, ai nevoie de zeci de resurse ca să ții tătă asta în spatele tău. Și fiecare afacere face o greșeală mare atunci când ea începe. Are un om care la intrare acolo, stă bună ziua, el și SMM și își răspunde și la telefon, din când în când mai duci și facturi, și asta și directorul în funcție, respectiv, când ai de dus toate acestea, nu faci nică normal. Deci, ceea ce v-aș sugera în 2021, ceea ce am observat la cei peste 3.000 de absolvenți care au trecut prin cursurile mele, este focusați-vă pe 1-2 rețele sociale. Luați de bază Facebook-ul, adnăclasnic, Instagram-ul, TikTok-ul, nu știu ce. Dar gândiți-vă că nu sunt resurse ca să ducem tot momentul ăsta. A doilea element este care îl vedem ca antreprenori. Vin antreprenori și spun, Dumitru, vrem să ne promovăm. Și eu îi spun, ok, costul e ăsta pentru publicitate, costul e ăsta pentru content. Și antreprenorii în Republica Moldova, din cauza că ne-au dat peste cap toată pandemia asta, știți, offline-ul s-a anulat, mulți au venit în online, cu un pushing mult, mult mai mare, s-a trezit la prag că trebuie să înțeleagă tare mulți termeni, CPM, CTR, CPC, e că toate blăstămurile astea au devenit parte a antreprenorilor. De aceea, ce trebuie să ține minte este că orice rețea socială are două categorii, contentul și postările. Per fiecare parte de aceste direcții trebuie oameni. Contentul ăsta sunt postările care noi ne vedem și publicitatea asta e că e așa ceva. Dacă ați intrat vreodată aici, înseamnă că sunteți printre norocoși. Dacă nu, urmează anul viitor să intrați, pentru că fără social media ne va trebui X3, X10 buget ca să atingem aceleași scopuri. De aceea, întrebați-vă, voi aveți asta? Postați voi posteri și nu multe trebuie. Una, două pe săptămână ajunge. La nimeni nu trebuie posterile noastre. Voi doar nu ați venit înainte de evenimentul de azi, intrați pe pagina lui Talmazan să vă uitați și o postat el azi. Da? Lătă-ți lui tot una, nimeni nu a reținut că e Talmazan aici încă, poate e înregistrare. De ce? Posterile sunt așa de multe, că nouă nici nu ne pasă de ele. De ce? Postați rar, dar calitativ.
Și focusul de bază, 80% din acțiuni, faceți-le pe partea de promovare, deci publicitatea plătită, care la fel are PR și generare de lead-uri, da? Generare de clienți potențiali. Noi toți avem nevoie de vânzări, dar este o problemă la vânzări. Eu m-am regăsit în unele branduri azi care sunt aici, în elementul că eu poate aud tare rar despre dânși în piață. Dar fiți de acord că noi nu cumpărăm de la cei pe care noi cunoaștem. Da, se stăie acum două sticle de vin pe masă și stăie o sticlă care o știți și o sticlă care nu o știți, din care o să beți. Calitatea, te-ați zic ca o calitate, ați văzut vreun brand care spune, noi numai nu de mult am început, calitatea e taxibil, dar costăm scump. Cumpărați? Te-ți spun, calitate, și în special pe piață, standarde europene, asta e parcă când te registrează la firmă, îți dă așa un pachet de formulări. Respectiv, bugetul cu care voi intrați în piață, l-am exprimat cam așa ceva. Vedeți în care voi vă regăsiți. Dacă voi, aici nu se vede jos, eu azi vă citesc. Dacă bugetul este zero, voi nu existați în social media. Cu postările zilnice, lunare, săptămânale care le faceți, rezultat nu o să aveți. Oamenii care au dat like nu poți cumpere în fiecare zi de la voi. Da? Dar ei în fiecare zi văd la voi postări. Deci aia, dacă bugetul este până la 50 de euro pe lună, să credem că voi sunteți, dacă atare tot, ne fapt. Dacă de la 50 la 100 de euro sunteți, dar nu sunteți, de la 200 la 500 sunteți, dar puțin, și de la 1000 de euro sunteți. Acum, din toată experiența mea care am avut ultimii 3 ani de zile activ în instruire, vreau să vă spun că noi suntem, ca Republica Moldova, e ca aici, este, dar noi, 70% din branduri se află în zona 100 de euro pe lună și tot scripăm așa. Și antreprenorii zic așa, Dumitru, dacă a să vină, noi să mărim bugetul. Numai a să vină. Dar reclama lucrează altfel. Zuckerberg, când a creat algoritmul, el total nu s-a gândit că tu ați cheltuit 100 de euro. Și sunt o parte, este de puțin, adică 300-500 de euro pe lună, trebuie să fiți gata să cheltuiți în anul viitor. Dacă nu cheltuiți, generația e cam așa XYZ, o stăm ca la discotec sub gard, da? Sub perete, da? Când cineva acolo în mijloc, geanta voastră n-a stă în mijloc. N-a să fie cerculețul ăsta. Deci aia stați într-o parte. Așa că bugetul este primordial și întrebați-vă câți bani voi acum cheltuiți în social media. Cum îi cheltuiți? Altă treabă. Contentul, publicitatea, focusul, dar cât? Întrebați-vă pentru că asta contează. Aici un exercițiu foarte repijor, dacă o să puteți mă ajutați, să vedeți 10 secunde și să-mi spuneți ce fel de logotipi vedeți pe aici ecran. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dați-mi vreo două denumiri. Orange, Felicia. Poșta Moldovei. Sunt foarte multe branduri care sunt destul de recognoscibile și din prima sară în față. Sunt foarte multe branduri care au servicii foarte calitative, dar voi nici n-ați auzit de dânsele. Sunt foarte multe branduri care ați auzit, dar nu le-ați văzut. Când vorbim despre publicitate, unul dintre sarcinile de bază în anul 2021 este ca eu să știu și culoare voi sunteți. Și când și mulți au zis orange, pentru că orange are marketing și când vedeți billboardul negru prin oraș cu punctul pe mijloc alb, oranj și scrie salut, voi deodată orange începe o campanie de teasing. În Facebook este fix același lucru. Noi avem 3 secunde să luăm decizia. Facem scroll up sau ne oprim asupra postării. Deci când voi vedeți posteri, ce branduri vedeți aici? 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Ați reținut ceva? Cineva l-a văzut pe Laurent. Imagine, da? Sunt foarte multe branduri. Asta e lenta mea. Asta e lenta mea. Eu am făcut screen când făceam prezentarea. Noi astăzi cu voi, în feed-ul nostru de Facebook și Instagram, vedem tare multe branduri pe care prima oară le vedem. Din cauza asta, creierul nostru a început să n-aibă încredere în publicitate. Deci, eu văd brand, eu mă duc mai departe. De ce? Pentru că eu știu că am ușa să mai vină alt brand. Noi n-avem foamea de conținut. Deci, azi, în piață, nu este criză că dacă eu publicitatea asta n-a să o clichez, ai, gata, n-a să mai fac landing, sau n-a să mai fac design, sau n-a să mai fac publicitate. Mâine să mă suni, da, să-mi scrii, în remarketing să mă iei. De ce? Aici punctajul era pe elementul că creați branding-ul personal. Și evenimentul de azi e în contextul ăsta salutabil pentru că el are menirea să vă creeze o notorietate care să facă diferența în piață. Deci încercați
Și se poate văzut statistica, câți din companiile de aici o să ducă acasă și o să facă o postare în pagina lor de business și o să mulțumească fix cum a mulțumit Biscenă utilizatorilor. Și o să facă o campanie, toți cei care au dat like la pagină, să le spună prieteni, suntem 3.000, n-as mala, nu mă vtilneașcă, da? Dar noi vă mulțumim pentru că azi am avut un eveniment frumos. Respectiv, asta o să fie o acțiune corectă, nu ziua de naștere la contabilitate. La nimeni nu e interesant contabilitatea voastră și contabilă. Mi-e interesantă viața voastră ca business. De aceea, ultimul moment, probabil, sistematizarea și rapoarte o să facă diferența în 2021 la nivelul de cum voi o să numărați campaniile. Cum voi o să lucrați pe direcția de raportare, ori ați folosit sisteme mai complexe, Power BI sau da, niște denumiri, sau, spre exemplu, companii internaționale, Sprout Social, Social Bakers, Popsters, cine e interesat, creiți-mi în privat, vă dau aplicații care să fac rapoartele în social media. Pentru că azi, cum se prinește? Butonașul verde este, butonul acela jos, bus post, o apăsat, next, 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 865. Cea mai gravă greșeală pe care puteți să o aveți este să promovați produsele voastre 1865 Moldova. Logica și toate răspunsurile care le-am avut la studenți și în auditori este că să ne vadă mai mulți. Dar de facto, voi aveți atât de puțini bani, 100 de euro, dar publicitatea lucrează după parametru, un termen din toată chestia asta este CPM-ul. E că atât asta voi ar trebui să știți ca antreprenori. Nu cum se face, nu unde se clichează. Dacă când vine angajatul și vă spune, nu ne trebuie buget, doriți 100 de euro pe Facebook, voi trebuie să spuneți, dar cât e CPM-ul la noi? Ce înseamnă CPM? Înseamnă cât costă ca Facebook să ne afișeze 1000 de ori. Și el spui, CPM-ul este 1 dolar. Înseamnă că noi cu 300 de dolari să ne afișăm de 300.000 de ori. Și pe urmă să ne întreb, dar care e CTR-ul? Care este procentul dintre cei care ne-au văzut și care au clicat? Voi îl calculați sau nu îl calculați? Pentru că dacă voi nu îl calculați și vreți like-uri, de unde vânzări și? Dar pe landing stă un sistem de analitică. De aceea, dacă noi vorbim de social media, dacă deja cam suntem spre final, eu nu știu, m-am încadrat în timp, că eu e că trăc. Ok, sper că ceva ați înțeles, dar mesajul meu de azi este unul. Social media este inevitabil. Vă place vouă asta sau nu vă place? Vreți voi asta sau nu vreți? Ori voi, ori concurentul vostru va pune mai mulți bani, va înțelege mai bine audiența, va citi datele și va face mai mult lucru mai eficient. Noi intrăm într-o zonă foarte specifică care ține de realitatea virtuală. Astăzi deja, cu ajutorul, nu știu, camerei la Facebook 360, puteți face live 360. Am pus camera pe mijloc și el arată concomitent, tot sala asta, omul își pune chilar VR și se întoarce să-l vadă pe Talmazan sau să nu-l vadă deloc. Respectiv, reșind din asta, noi intrăm într-o zonă în care deci spionă filmul, devine realitatea zi de zi. Asta este real deja. Se trebuie să Facebook o fotcă normală. Nu și e blurat tăti. De ce încercați să vedeți la ce stadii se află rețelele de socializare? Încercați să vedeți cât buget de promovare voi cheltuiți. Încercați să vedeți cei care vă prestează servicii, ei asta fac? Sau voi înțelegeți când ei vorbesc? Că între eu ca antreprenor însăși, nu-mi place să par că nu știu. Să pari prost. Nu-ți place. Și dacă te întrebi, ap, cât e stearul la voi? Și tu spui, nu cât e. Cât e stearul? E 2. Nu, normal. Stearul e 2. Tăte ghine. De ce? Intrați în detalii, pentru că antreprenorul trebuie să facă strategie de promovare. Antreprenorul trebuie să dă vectorul. O să fiți voi în online sau nu o să fiți. Așa că cel ce va număra în 2021 va avea ce de numărat. Vă mulțumesc, like-ul, share-ul la toată lumea. Ne vedem. Mulțumim, te rog să rămâi în scenă. Hai să-i dăm un like. Un like. Un like în offline. Un like și o diplomă. Da, o diplomă, în aplauzele dumneavoastră. Mulțumim, Dumitru. Mulțumesc, noi am schimbat pointerul ăsta pe o diplomă. Stai să zic, eu trebuie să zic doar am luat diplomă. Mulțumim mult, seară frumoasă. Mulțumim mamei, satului, familiei. Există un algoritm și aici, dacă nu-l urmezi, nu ești în barca tuturor. Doamnelor și